Lăudați să fie Domnul nostru, tăria noastră! V-aș pune o întrebare în această seară, dragii mei, cât de mare este Dumnezeu? Probabil că am spune noi, necuprins, atotputernic, nemaipomenit de mare, îngăduiți-mi să vă spun în această seară că Dumnezeu este atât de mare pe cât îl vezi tu. Adică în măsura în care tu îl vezi pe Dumnezeu cât de mic sau cât de mare, atât de mare este Dumnezeu cel puțin pentru tine. Desigur, Dumnezeu este atotputernic și El rămâne atotputernic. Isaia 40 îl prezintă atât de minunat, care Dumnezeu a făcut acestea toate. El cheamă lucrurile pe nume și nici una nu lipsește, atât de mare este puterea Lui. Și privim la un Dumnezeu cu adevărat atotputernic. Dar știți, dragii mei, că Dumnezeu în aceeași măsură este doar atât de mare cât îl vedem noi? Adică în situația în care ne aflăm, Dumnezeu ne lasă ca să vadă cât de mare îl vedem noi. Nu că n-ar putea, nu că e limitat de noi, dar pentru a învăța noi să creștem în credință, Dumnezeu ne învață treptat prin anumite situații prin care noi trecem. În psalmul de față este de fapt o extragere din psalmul 40. Ultimele versete a psalmului 40, de la 13 până la 17, este de fapt literalmente exact psalmul 70. Este o extragere, se vede oarecum didactică, o rugăciune de pledoarie în fața lui Dumnezeu, comunitar vorbind, în momentele de criză. Nu uitați, psalmii erau rugăciuni și cântările poporului Israel. Și în momentele de criză, când poporul era amenințat, psalmul 70 era o rugăciune care era rostită porțiunea aceasta o mai regăsim în psalmul 40 se repetă aproape identic minus câteva schimbări în anumite detalii. În schimb, dacă observăm tiparul psalmului, prezintă două lucruri. În primul rând, noi suntem amenințați, Doamne, grăbește de intervină și luptă pentru noi, iar mai apoi spune omului Dumnezeu, cu privire la cei care sunt al lui Dumnezeu, care caută pe Domnul, care iubesc pe Domnul, ei vor trebui să-L preamărească pe Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu, să se veselească în Domnul, întrucât pentru ei Dumnezeu este cel care lucrează și dă mari biruințe. Dar expresia care noi o găsim aici să zică poporul neîncetat, prea mărit să fie Dumnezeu, nu este numai decât o expresie de laudă, ci este de fapt o poruncă, adică tot mai mare să devină Dumnezeu. Pentru cei care iubesc mântuirea ta, neîncetat, în continuu, să nu uitați ca să spunem tot mai mare să devină Dumnezeu. Ma cum să devină mai mare Dumnezeu când Dumnezeu este foarte mare? Revin să ni se deschidă orizontul nostru ca să înțelegem de fapt cât de mare este Dumnezeu. Observați, dragii mei, că noi suntem chemați să facem ceva anume. Ne spunem proverbe capitolul 3 cu versetul 6. Hai la versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. În măsura încât tot mai mult îl recunoști pe Dumnezeu, implicat în toate domeniile vieții tale, cu atât mai mare devine Dumnezeu pentru tine. Ca data viitoare, când treci printr-o situație mai dificilă, îți vei aminti că atunci când ți-a fost greu, Dumnezeu era mare. Și dacă atunci a fost mare, acum Dumnezeu încă este mare, lăudați să fie numele. Dar ca să ajungem la această stare, va trebui să-L recunoaștem pe Dumnezeu, să realizăm că în toate domeniile vieții noastre, Dumnezeu se implică. De bună oară spune Matei capitolul 5 cu versetul 45, ca să fiți fie ai Tatălui vostru, care este în ceruri, și acum auziți, că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Noi ne gândim că într-o oarecare măsură și noi oamenii afectăm clima din jurul nostru, atunci curenții de aer care se întâlnesc vor crea nor, nori aduc ploaie și uite că pe o oarecare măsură putem și noi contribui la ploaia care vine din cer. Uitând de fapt, dragii mei, că cel care întotdeauna veghează peste noi toți, bun și răi, este unul singur Dumnezeu. Dacă mâine plouă, e Dumnezeu care a rânduit ploaia. Dacă mâine i secetă, e mâna Domnului care ține ploaia. În Iov spunea, ai ajuns tu până la cămările grindinei? Ai ajuns tu acolo unde ține o zăpadă. Știți că azi nu că a căzut zăpada ca că așa e cu clima. Sigur noi înțelegem științific aceasta. Cade zăpada că Dumnezeu are o cămară cu zăpadă. Noi înțelegem, dragii mei, prin aceste expresii poetice, că în toate acestea este mâna lui Dumnezeu. El coordonează Universul, El coordonează curenții de aer toate stau la îndemâna Domnului. Fapt pentru care noi spunem, preamărit să fie Domnul. Adică tot mai mare să devină Dumnezeu. Pe cum să devină mare? Că e mare. Cu cât mai mult îl recunoaștem, cu atât mai mare devine Domnul. În Roman capitolul 1 cu 20, în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite la facerea lumii. Și acum auziți, când te uiți, cu băgare de seamă. Dacă te uiți așa superficial, îi mare Dumnezeu, na? fie va mare. Dar când te uiți cu atenție la fiecare detaliu, nu poți decât să spui prea mărit să fie Domnul. Că realizezi cât de minuțios, minunat, profund a creat Dumnezeu doar trupul ăsta omenesc. Nu tot trupul. Dacă te uiți la anumite aspecte ale trupului, de bună oară ochiul omului, care este până azi văzut ca o minune extraordinară, creierul omului, sunt pur și simplu o pădure de neuroni care comunică între ei nu este ceea ce vedem noi ca și, ca și, dacă vreți, element din corpul omului. De fapt, în structura sa este doar o pădure de neuroni. Și cum aia se transformă, de fapt, în conștiință, în judecată, în înțelegere, în vorbire. Uitați-vă că o singură atingere la un singur loc în creier îți poate debilita viața. Vorbeam cu sora Corina Bogoiu despre fratele Mircea, care l-am botezat recent la spital. A avut un stroc puternic atunci când era în spital și din cauza aceea a pierdut capacitatea să mai citească și să mai scrie. Poate vorbi, comunică mai greu uneori, anumite cuvinte le-a uitat, dar cu toate că a scris până acum mult și plăcea să scrie foarte mult, nu mai poate citi și nu mai poate scrie. A, a început să reînveți în alfabetul. Observați cât de complex e doar creierul acesta al nostru, ca să nu intrăm în toate celelalte organe. Gândiți-vă că toate astea le-a făcut un singur Dumnezeu, care ne spunem lăudați să fie numele. Când te uiți cu băgare de seamă și îți dai seama, atunci îl vezi cu adevărat că Dumnezeu e mare. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4,6 Căci cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dacă stai în picioare, dacă ești sănătos, dacă ai facultăți mintale, dacă poți judeca, dacă poți mișca, este mâna lui Dumnezeu care te-a binecuvântat. Cu cât mai atent te uiți la toate aceste lucruri, realizezi că în toate astea este prezent Dumnezeu. Cât de mare este Dumnezeu? atât de mare pe cât îl vezi tu în principiile nevoile vieții tale. Și ca să vă dovedesc aceasta biblic, întoarceți împreună cu mine în Exod, în capitolul 20, în numeri, capitolul 20, și observați ce spune Sfânta Scriptură în versetul 7. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Iată Iagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea vă va da apă să le scoateți astfel apă din stâncă și să adăpați adunarea și vitele lor. Mă opresc aici o secundă. Mai devreme, mergând prin pribegia lor, au însetat și Domnul spune, iată Iagu și lovește stânca și va ieși apă. Exact așa a făcut, așa a ieșit apa afară. Era Dumnezeu care vorbea și Domnul de dădea apă din stâncă o minune, nu face sens, că spargi undeva într-o stâncă, poate undeva este ascuns un izvor și vii și spargi cu multă greutate, poate iese ceva, dar să lovești cu un toiac de lemn, de fapt un lemn mort, să lovești o stâncă și o să iasă apă de acolo, asta e o minune a lui Dumnezeu, e mare Dumnezeu, dragii mei. Dar acum vine o altă ipostază și Domnul spune astfel, acum nu mai lovi, să vorbești stâncii și stânca îți va da apă. Și acum observați, Moise a luat o oiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, Ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Dar cine trebuia să scoată apă, Moise? sau Dumnezeu care făcea minunea. Moise se interpune între planul Domnului și ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Și acum auziți, apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și a băut și vitele. Mă opresc iar aici. Mă gândesc că stăm Moise în fața lor, ăștia toți cu pietele mână și i omoare cu pietre, toți învolburați, nesupărați, însetați. Ce să zice acolo, ce, ce, atitudine și ce era în mijlocul lor? Și Moise în fața lor lovește stânga cu toiagul și nu se întâmplă nimic. Și mai lovește încă o dată și acum iese apă. Ați văzut că am făcut o minune. La care Domnul acum spune, atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi vedea ce adunare aceasta în țara pe care i-o dau. Văzuse Moise minuni nemaipomenite, extraordinare. Ce a făcut Dumnezeu în mâinile sau prin mâinile lui Moise, n-a făcut prin nimeni afară de Domnul Isus Hristos și apostolii care au făcut minuni, dar gândiți-vă să desparți Maria în două, să se întâmple atâtea minuni nemaipomenite, Dumnezeu îl folosea într-un mod extraordinar. Și la un moment dat când Domnul îi spune, vorbește stângi și va da apă, Moise s-a îndoit. Moise s-a temut. Mai ultima oară am lovit-o și apă. Mai încerc așa că să vorbesc stânci, ori spunește că sunt nebun. Și observați că Moise măcar că știa că Dumnezeu e mare, l-a văzut mare cu o limită până unde a putut merge el. Cu cât mai mult îl recunoști pe Dumnezeu, cu atât mai mare devine Dumnezeu. Revin! Dumnezeu este infinit, este nelimitat. Dumnezeu este întotdeauna și rămâne întotdeauna pe tron, lăudat să fie în numele Său. Dar în măsura manifestării lucrării sale, revin să zic și în această seară, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și ca nu cumva să zic și eu că am contribuit ceva la această minune, Dumnezeu mi-a toate pârghile care mi-au mai rămas. Că atunci când se vede minunea să spun cu adevărat, numai Dumnezeu a lucrat. Dacă eu m-am rugat că era o nevoie, gândiți-vă la timpul acela când oamenii depindeau de ceea ce se sădește. Și te-ai rugat cu răsputeri și mâine a plouat. Unul a spune, bă, o plouat că era să ploaie. Eu zic, nu, o plouat că Dumnezeu ascultă rugăciunea măriță fie numele. Când îl recunoști tot mai mult în toate detaliile, Dumnezeu devine tot mai mare pentru tine. Și experiențele următoare vor deveni experiențe prin care vei avea stabilitate să rămâi în picioare. Și acum mă reîntorc să rămână de rușine și înfruntați cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească cei ce-mi doresc pieiria, să se întoarcă înapoi de rușine cei ce zic aha, aha sau ha, cum ziceam în 40. Expresia aceasta înseamnă o expresie a bucuriei, adică ei când văd că mimi se face rău, se bucură de numa-numa. Și încheie acest îndemn printr-un exemplu care l-am trăit noi ca și biserică, poate mai știut sau mai neștiut, în aceste luni care au trecut mai devreme cu covid -ul. Pentru că aminte că trecuse deja aproape un an de zile, eram undeva la jumătatea lui 2021, ne mai putem să avem o adunare cu toată biserica împreună, ne mai putem să facem seri special de rugăciune și toți aveam un dor de un moment frumos în care să ne întâlnim în casa Domnului și să ne rugăm și să cântăm și să-L preamărim pe Dumnezeu. Am vrut să facem o stăruință după Duhul Sfânt. Premergător acelei stăruințe, premergător acelui moment când ne-am organizat noi, a durat un timp în care aproape în fiecare săptămână au venit să ne verifice ba și Bairo, ba și poliția de la Public Health și telefoane și amenințări în continuu. La un moment dat, era într-o de miercuri, eram toți acasă, biserica era închisă, doar parca se de la spital de la Freeport. Și mă sună poliția și mă întreabă, ești cumva la biserică? Am zis, nu, sunt acasă, poți să mergi și le sunt închise. De ce? Zice, eu sunt aici la voi în parcare, sunt niște mașini. Zic, da, sunt doctorii de la Freeport, dacă te uiți, scrie acolo pe parbrizul lor. Am înțeles. În timp ce eram aici la voi, a venit o persoană primându-se cu câinile prin parcare și mi-a zis la geam așa, uite, vezi, sunt toți în biserică acum, du și arestează pe toți. Și cel ști cum e situația asta? Este o expresie, dacă eu nu pot să nu poată nimeni. Și atunci cât e unul, se supără că alții se întâlnesc și alții nu se întâlnesc agresivitate, bucurie să vezi că cineva suferă și tu să spui, na, fain, acum că suferă ei. În contextul acesta de frământare continuă, veneam la program când eram în lockdown numai cu 10 persoane și venea iară câte un ofițer să intre, nu m-am vrut să verificăm dacă toate sunt în ordine. Ați venit și săptămâna trecută și toate a fost în ordine. Știm, știm, dar știi că așa e situația când vin telefoane, noi trebuie să verificăm. Fie și așa. În tot acest context, la un moment dat, prin zona Fenina Bârsan, iese un cuvânt din partea Domnului. Pentru mine spunea așa, Te-am văzut cum te rugai și deasupra ta, la o distanță, ca niște ființe, ca niște păsări negre mari, se învârteau și făceau foarte multă gălăgie. Domnul spunea să stai liniștit în rugăciune. Tu cum te rugai, nu le simțeai presiunea, pentru că erai aplicat în rugăciune. La un moment dat, ca la o comandă, venia toate se aliniau și plecau în altă direcție, ca și cum cineva le-ar fi dat de lucru altundeva. Am tot așteptat împlinirea acestei lucrări. Și ajungem în săptămâna aceea programată de stăruință după Duhul Sfânt. Vorbeam cu fratele Oni, hai să facem un program de înregistrare, am trimis formularul bisericii și îl întreb pe Oni, cât s-au înregistrat, ca să știm cum îi împărțim peste zile. Și Andrei, cât s-au înregistrat la lista noastră, poți să faci cu toată biserica stăruință în fiecare seară, că sunt prea puțin pe listă. M-am gândit eu că ceva nu bate, că așa se întâmplă la noi York. când e vorba cu organizarea, mai școpătăm pe la acestea. Vine prima seară și ne adunăm aici la adunare și încep să vină frații și vine unul și vin doi și vin trei și măcar că am câte o bancă să o umplu băncile celelalte. Mă uit la fratele meu și zic, dacă acum vin ăștia, cred că ne mănâncă de viu și așa ne verificat în fiecare zi. Dacă acum vin și vă parcarea plină, nu știu ce ne fac. Am început să mă rog, Doamne, orbește să nu ne vadă, fă tu cum știi, fă ceva, numai scapă -ne. Minuni au fost că am avut aceea seară extraordinară. Dumnezeu botezat, dacă nu greșesc, 8 sau 9 persoane cu Duhul Sfânt. Am avut o mărturie de vindecare în seara aceea, în timpul rugăciunii. Un moment special. Am plecat acasă și nu a venit nimeni. A doua zi a fost biserica mai plină ca ziua de luni. M-am speriat de adevărat acum. Minunii au fost că nu a venit nimeni. Și din ziua aceea, cum a vorbit Duhul Sfânt, le-a dat Dumnezeu de lucru altundeva și nu a mai venit deloc la noi să ne caute. Dragii mei, când cei care ne vor rău așteaptă numai decât, cei care caută pe Dumnezeu și care iubesc pe Dumnezeu, să zică în continuu tot mai mare să se facă Dumnezeu. Adică în lucrările care Dumnezeu le poate face, să-și dovedească Dumnezeu autoritatea și pe mine mă face să zic, mare Dumnezeul meu. Psalmul 138 cu 2 Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, auziți, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. După astfel de experiență, Orice ar veni, eu știu că am un Dumnezeu mare, Dumnezeu meu rămâne în control, nu se întâmplă nimica, nu cade un fir de păr, nu se sparge un geam, fără voia lui Dumnezeu, Domnul rămâne la cârmă, mărit să fie numele Domnului. De aceea vă întreb din nou în această seară cât de mare este Dumnezeu. Iubiți frați creștini, gândiți-vă în urmă la lucrările care le-a făcut în casa, în familie, în viața dumneavoastră. Amintiți-vă că Dumnezeu nostru este mare și cum zicea cineva, încă încape că e mai mare Dumnezeu. Când îl vezi mare, e cu mult mai mare decât îl vezi tu. Ăsta e Dumnezeul nostru și rămâne în control, rămâne la cârmă. Intrăm într-un an nou și suntem deja de în primele zile anului 2024. Nu știm ce ne stă în față ca și biserică în anul acesta, dar eu știu un lucru cei care iubesc pe Domnul, Biserica din Chichinăr, să zică preamărit să fie Dumnezeu. Vrem ca în anul acesta să-L vedem pe Dumnezeu nu mare, mult mai mare decât a fost până acum, adică prin lucrări de slavă, prin momente speciale, prin dovezi autentice că Dumnezeu rămâne pe tron laudat să fie numele. Indiferent de ce se va întâmpla, să nu uităm, mare Dumnezeuul Dumnezeul nostru. Și pentru biserica din Chicine rămâne Dumnezeu păstorul cel bun. Ne va călăuzi la apele cele bune, va fi cu noi în încercare. De vom trece prin foc, zicea Biblia, Dumnezeu va fi împreună cu noi. Și mai dau și o expresie, dragii mei, că noi românii avem așa o vorbă, Doamne, dacă vei fi cu noi, vom face, vom... numai să fi cu noi. Ziceau cei trei tineri, și chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu, noi tot nu ne vom închina, că atât de mare e Dumnezeul nostru, încât zicea Iov, și dacă mi se va prăpădi carnea, ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu, Dumnezeu rămâne pe tron, mărit fie numele. Și în această seară îmi doresc să ne rugăm, Doamne, Mărește necredința, deschide ne ochii să-ți vedem slava și biruințele tale, ca prin faima cea mare a Domnului care se mărește, prin împlinirea făgăduințelor, întotdeauna biserica din Chichirene să zică prea să fie Dumnezeu. Și orice se va întâmpla, să rămânem liniștiți. Tata nostru este la cârmă. Tata nostru conduce Universul. Dumnezeu rămâne și este cu noi. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare, intrăm cu toți în rugăciune, că rugăciunea comună se va termina prin fratele Daniel Meseșan. Mulțumim Domnului pentru această seară. Hai să ne rugăm cu toți.